Pe măsură ce iarna se apropie, conducerea țării și reprezentanții PAS brusc și-au schimbat radical poziția. Dacă până nu de mult postau hashtag-uri în întuneric, dar fără voi, pe rețelele de socializare și erau mândri de faptul că Moldova nu mai este dependentă de Gazprom, cumpărând gaze mai scumpe pe piața europeană, acum spun că trebuie să comunice cu cei de la concernul rus, pentru că populismul nu le mai ține cald la iarnă. De ce autoritățile și-au schimbat brusc poziția atât de radical în această privință, aflați în următorul reportaj. Președintele Parlamentului Igor Grosu i-a numit în mod surprinzător populiști pe cei care critică negocierile ministrului energiei Victor Parlikov cu Gazprom. Trebuie să comunicăm, a spus el. Până la urmă, americanii, englezii, francezii sau ucrainenii comunică cu Rusia. Deși Gazprom este echivalent cu Kremlinul, liderul PAS nu s-a putut abține. Avem vreo 300.000, dacă nu greșesc, de cetățeni pe malul stâng. Avem data limită 1 ianuarie 2025, după care noi nu avem o claritate. Va fi permis tranzitul gazului prin Ucraina din Federația Rusă, dacă care să ajungă pe malul stâng a Nistrului. Noi consumăm electricitatea de la întreprinderea aia care produce pe bază de gaze. Nu numai de gaze, dar da, de gaze. De la Cucior. Deci sunt o serie de subiecte care trebuie să discutate. Nu poți să te dirijezi, stai acasă și spui că nu mă interesează, iată, aici e momentul, rezolvăm problema transnistreană. Scuzați-mă că spun, dar ăsta e populism. Iar cu populism nu te încălzești iarna. Noi, ca oameni de stat, trebuie să discutăm cu Gazprom multe întrebări, inclusiv cea a datoriei, a declarat speakerul. Dar nu cu mult timp în urmă, același Igor Grosu spunea mândru că Republica Moldova nu mai depinde de Gazprom și că datoriile artificiale la care se referă concernul rus nu vor fi plătite de cetățenii Republicii Moldova. După ultimele două ierni pe care le-am trăit, suntem cei mai bine pregătiți, nu mai suntem la cheremul Gazprom, spunea Grosu toamna trecută. Ministrul Economiei Dumitru Alaiba era gata să îndure o iarnă rece și să stea în întuneric, numai să nu lase Rusia să sperie Moldova. Purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă posta activ pe rețelele sociale fotografii cu hashtag-ul în întuneric, dar fără voi. Iar președinta Maia Sandu spunea că nu intenționează să vândă țara pentru gazul rusesc ieftin. Nu-mi pare rău că nu am plecat la Moscova. Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu o să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftin. Ne amintim bine cu toții ce preț a plătit Moldova pentru acel refuz al lui Sandu, cel mai scump gaz din regiune, care a provocat cea mai mare inflație și sărăcire a sute de mii de oameni. Iar acum președintele Parlamentului spune că oamenii cu adevărat de stat trebuie să comunice cu Rusia și Gazprom, așa cum o fac americanii sau francezii. Și prim-ministrul Dorin Recean a declarat recent într-o emisiune TV că Moldova este dispusă să cumpere gaz din Rusia dacă va fi mai ieftin decât pe piața europeană. Așadar, autoritățile moldovene nu au o poziție clară și se orientează ca o giruietă după vântul geopolitic din lume? Totuși, apar întrebări despre cât de sincere sunt autoritățile noastre acum și dacă au o opinie comună. Așa numitul vultur al PAS, deputatul Oazu Nantoi, de exemplu, fie a vorbit prea mult, fie nu s-a orientat la timp și a spus propriul adevăr într-un interviu pentru unul dintre canalele TV. Noi cumpărăm resurse energetice de la țara agresor pentru a întreține un regim separatist, iar noi să ne alegem cu curent electric la preț acceptabil. Dar cel mai probabil, deciziile referitoare la gaz ale regimului PAS sunt dictate de riscul de a rămâne fără gaz rusesc și respectiv fără energie electrică ieftină. Pe 1 ianuarie 2025 expiră contractul privind tranzitul gazului rusesc prin Ucraina. Kievul a declarat deja că nu va prelungi acest acord, ceea ce pune sub semnul întrebării livrările de gaz către Transnistria, unde se află centrala termoelectrică ce produce curent ieftin pentru malul drept al Nistrului.
Recent, ministrul energiei Victor Parlicov afirma că totul este sub control și există rute alternative de aprovizionare cu gaz prin Turcia. Cu toate acestea, el a recunoscut recent că volumele necesare pentru a pompa gaz prin conducta transbalcanică din Turcia până în Moldova nu au fost rezervate încă. Cererea de gaz în Europa a crescut brusc, iar combustibilul s-a scumpit, creând o situație precriză. Este necesar să se ajungă urgent la un acord cu Gazprom. Liderul blocului politic Victorie Ilanșor a acuzat recent autoritățile că duc țara spre o nouă criză energetică. Potrivit acestuia, Moldova, care deja nu mai beneficiază de gaz ieftin, riscă acum să rămână și fără electricitate. Toată această situație va duce la un deficit de energie, deoarece infrastructura necesară pentru livrările din Europa nu există, a declarat el.